prin acest gest, deputații socialiști nu iau în considerare prevederile Constituției, care scrie negru pe alb că după ce Parlamentul, Guvernul, cât și CSM-ul și-au desemnat judecătorii Curții Constituționale, Curtea este o instituție independentă, ceea ce înseamnă că numai plenul Curții Constituționale poate să elibereze din funcție judecătorii. Teo Cârnaț mai spune că solicitarea înaintată de deputații PSRM are drept scop de a face presiune pe judecători ca ei să adopte hotărârile pe care socialiștii le așteaptă. Așa nume hotărârea legată de acest acord dintre Republica Moldova și Federația Rusă, care a fost adoptat cu încălcarea flagrantă a Constituției. Toate aceste acțiuni cred că sunt concertate, sunt coordonate din fie de la Partidul Socialiștilor, fie din sediul Ambasadei Federației Rusie în Republica Moldova. Fiindcă ceea ce nu-i place, văd că lui Dodon, cu orice preț, dorește să lichideze, să intimideze, să intenteze dosare penale. De asemenea, expertul susține că în urma acestei acțiuni, organele de drept ar trebui să se autosesizeze. De cealaltă parte, deputatul PSRM Vasile Bolea susține că sesizarea depusă nu are nimic în comun cu declarațiile expertului. Ce legătură poate avea domnul președinte? Domnul președinte a semnat? Am semnat-o eu și am depus o sesizare la Consiliul Superior al Magistraturii ca, în următoarea ședință, Consiliul să dezbată această sesizare și să ia o decizie pe margine. Referitor la acordul de împrumut, săptămâna viitoare, pe data de 7 mai, se va dezbate. Contactat de postul nostru de televiziune, președintele Curții Constituționale, Dominica Manole, a declarat că nu comentează subiectul. Trăim într-o țară democratică, fiecare are dreptul la libera exprimare și este dreptul domnului Bolea să adreseze. Amintim că atenția sporită asupra activității CC a apărut după ce fostul socialist Vladimir Țurcan a fost demis din funcția de președinte al Curții Constituționale pe motiv că l-a informat pe Igor Dodon despre votul în altei curți privind suspendarea legii pentru care guvernul Chicu și-a asumat răspunderea la începutul lunii aprilie. După demiterea din funcția lui Vladimir Țurcan, judecătorii au ales-o în calitate de președinte al curții pe un termen de 3 ani pe Dominica Manole. Consiliul Superior al Magistraturii urmează să examineze la ședința de mâine cererea președintelui PPD Andrei Năstase referitoare la inițierea procedurii disciplinare în privința judecătorului Curții Constituționale Vladimir Țurcan. Năstase a venit cu astfel de solicitare după ce Igor Dodon a recunoscut că l-a telefonat pe Țurcan, pe atunci președinte al CC, și a discutat despre suspendarea legii pe care guvernul și-a asumat răspunderea, iar Țurcan i-ar fi raportat președintelui cine și cum a votat. Deși socialistul Bogdan Țârdea declara săptămâna trecută că opoziția parlamentară este finanțată de către Fundația Soros Moldova, rapoartele fundației arată că și Țârdea a beneficiat de o bursă în valoare de 500 de lei. De cealaltă parte, parlamentarul spune însă că, de fapt, suma ar fi mai mică. Totodată, rapoartele Soros mai arată că și președintele Igor Dodon a beneficiat de o bursă din partea fundației. Într-un comunicat postat de Soros Moldova se spune că în 28 de ani de activitate fundația a acordat burse miilor de tineri care ulterior au devenit profesioniști remarcabili. Printre aceștia se numără și deputatul Bogdan Țârdea, care în anul 1998 a beneficiat de o bursă de merit de gradul 3 în sumă de 500 de lei. Totodată, în același an, cu susținerea fundației, Bogdan Țârdea a participat și într-o vizită de studiu la Iași în calitate de lector al Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă. Este regretabil faptul că unii politicieni în scopuri îndoielnice periodic recurg la atacuri murdare la adresa lui George Soros sau a fundației Soros Moldova. Aceste atacuri în realitate sunt o ofensă la adresa cetățenilor care cu susținerea donatorilor depun eforturi constante pentru dezvoltarea Republicii Moldova, a spus Petru Culeac, directorul executiv al fundației Soros Moldova. Reacția socialistului Bogdan Țârdea nu s-a lăsat mult așteptată. Pe o rețea de socializare, acesta a scris că în postarea făcută de Soros Moldova sunt niște inexactități.
Ei susțin că mi-au înmânat 500 de lei, dar eu am primit 450. Unde sunt 50? Le-ați păstrat pentru voi? Prin urmare, ei îmi datorează încă 50 de lei. Ei spun că lectorul Universității Pedagogice de Stat, Bogdan Țirdea, a participat la seminarele din cadrul Universității din Iași, dar cu siguranță la Iași nu am fost, a comentat Țirdea pe pagina sa de Facebook. Rapoartele Soros Moldova mai arată că în anul 1996, în cadrul programului Burse de Merit pentru studenții instituțiilor de învățământ superior din Moldova și președintele Igor Dodon a primit bursă din partea fundației în valoare de 1200 de lei, în timp ce își făcea studiile la Facultatea de Economie a Universității Agrare de Stat din Moldova. Purtătorul de cuvânt al președintelui Carmen Asterpu nu a răspuns la telefon și nici la mesajul nostru pentru a confirma sau infirma acest lucru. Fundația Soros Moldova spune că va susține și în continuare domeniul educației din Republica Moldova. Amintim că deputatul socialist Bogdan Țirdea a declarat săptămâna trecută în plenul legislativului că opoziția parlamentară din Republica Moldova este finanțată de către fundația miliardarului George Soros. Un grup de persoane au protestat astăzi în fața monumentului Ștefan cel Mare din capitală. Manifestanții au cerut ajutor din partea statului și l-au îndemnat pe președintele Igor Dodon să nu mai mintă cetățenii. De asemenea, oamenii au solicitat anularea amenzilor dure aplicate pe timp de pandemie și eliberarea deținuților politici. La protestul anunțat de Asociația Dreptul la Dreptate au ieșit în jur de 20 de persoane. Echipați cu măști, mănuși și pancarte, cei câțiva protestatari s-au manifestat împotriva deciziilor luate de guvernare. Ei au cerut să fie anulate amenzile celor care au fost impuși să achite zeci de mii de lei pentru că nu au respectat regimul de carantină. Oamenii s-au adresat în special președintelui Igor Dodon. Oamenii nu au bani și cum vor achita ei amenzile nu se știe. Eu deja mă adresez președintelui Igor Dodon. Ajunge să vă bateți joc de oameni. Ajunge! Pe dumneavoastră nimeni nu vă mai crede. Ajunge să vă bateți joc de bătrâni. Ajunge să vă bateți joc de noi. Noi deja supraviețuim în această țară. Dacă anterior oamenii aveau încredere în dumneavoastră, acum deja nimeni nu vă mai crede. La prima manifestație organizată pe timp de pandemie au ieșit și câțiva cetățeni care sunt nemulțumiți de unele decizii judecătorești. Cerem soția mea să fie eliberată. Este de mers procurorul general, domnul Stoianoglu, suspendarea ispășirii pedepse, deci, dar judecătorii fac tot ca ea să rămână în penitenciar. Nici purtătorul de cuvânt al președintelui și nici ministrul justiției, Fadei Nagacevski, nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne oferi un comentariu. Potrivit organizatorilor, un protest similar ar putea fi organizat și în acest weekend. Menționăm că pe timp de pandemie, manifestațiile la care participă mai mult de 50 de persoane sunt interzise. Organizatorii acțiunii susțin însă că protestul a fost autorizat de primăria capitalei, pentru că au participat mai puțini oameni. Potrivit unui comunicat al poliției capitale, începând cu 27 aprilie curent, este admisă aflarea în parcuri a grupurilor formate din maxim 3 persoane cu respectarea distanței sociale. Astfel, în situația acțiunii de astăzi, distanța a fost respectată, dar numărul de persoane a fost mai mare de 3. Drept urmare, persoanele care se fac vinovate vor fi sancționate conform legislației în vigoare. Mitropolitul Vladimir îi cere guvernului să oprească atitudinea dușmănoasă și disprețuitoare față de biserică în aceste timpuri, amintind că lăcașurile sfinte au activat chiar și pe timp de pandemii în alte secole. Într-o scrisoare adresată prim-ministrului Ion Chicu, mitropolitul și-a exprimat și nemulțumirea că marketurile au activat în perioada de Paști, în timp ce bisericile au fost pustii. De cealaltă parte, premierul spune că și-asumă în totalitate aceste restricții aplicate în perioada stării de urgență. Deputatul Oazu Nantoi crede însă că mesajul Mitropoliei Moldovei nu a fost lansat întâmplător. În adresarea mitropolitului Vladimir către premierul Ion Chicu se spune că în perioada sărbătorilor pascale biserica a fost expusă unor măsuri drastice. Înalt preasfințitul Vladimir a solicitat guvernului să-și tempereze atitudinea dușmănoasă față de biserică. Domnule prim-ministru, cel mai trist pentru noi de sărbătorile pascale a fost lipsa creștinilor de la sfintele slujbe și restricționarea accesului lor la sfințirea prinoaselor pascale, dar și mai trist a fost că autoritățile statului au acționat cu facilitate în regim prioritar pentru marketuri și magazine alimentare arhipline de cetățeni, se spune în mesaj.
De asemenea, mitropolitul se arată îngrijorat și de amenziile pe care le-au primit lăcașurile sfinte în această perioadă, specificând că în tot acest timp slujitorii din cele 816 biserici s-au rugat pentru încetarea epidemiei. Premierul Ion Chicu a reacționat la declarațiile înalt preasfințitului Vladimir. Într-o postare pe pagina oficială, prim-ministru a menționat că protejarea sănătății și vieții oamenilor este cea mai blagoslovită și plăcută Domnului faptă. Ca și în multe alte state, guvernul Republicii Moldova a fost nevoit să interzică pe perioada pandemiei activitățile religioase cu participarea credincioșilor. Îmi asum totalmente această decizie, deoarece a fost vorba de sănătatea și viața oamenilor, a menționat premierul. În context, Chicu a mai precizat că pandemia încă nu a trecut și guvernul va menține în continuare unele măsuri restrictive, inclusiv cele legate de activitățile religioase. Contactat de postul nostru de televiziune, secretarul Mitropoliei Moldovei, Vadim Cheibaș, ne-a declarat că mesajul înalt preasfințitului Vladimir este adresat anume premierului, deoarece face referire la declarațiile lui Ioan Chicu. S-a făcut referință la, practic, ultima declarație ca urmare a ședinței Comisiei Situației de Urgență din 26 aprilie 2020, la care domnul premier s-a referit la faptul că în cele 816 biserici nu s-a oficiat Sfânta Liturghie în ziua de duminică, ci doar în 564 de biserici acest lucru s-a petrecut. Schimbul de replici între mitropolit și premier a provocat reacții în spațiul public. Deputatul Oazu Nantoi susține că acuzațiile aduse de Mitropolia Moldovei nu ar fi întâmplătoare. Teamă-mi e că această filipică urmărește scopul de a-l face pe Ion Chicu țapi spășitor, pentru ca enoriașii din Republica Moldova rămași frustrați și nemulțumiți în urma restricțiilor impuse de pandemie să uite de virusologul numărul 1 Igor Dodon, a scris Nantoi, adăugând că șeful statului ar profita de nenorocirea COVID-19 în scopuri electorale. Contactat de postul nostru de televiziune, purtătorul de cuvânt al președinției, Carmena Sterpu, ne-a spus că nu comentează declarațiile politicienilor, iar consilierul pe comunicare al premierului Vitalie Dragancea nu a răspuns apelurilor noastre. Precizăm că din cauza epidemiei de coronavirus, în acest an slujba de Paști s-a desfășurat fără participarea enoriașilor, iar preoții au mers pe la casele oamenilor pentru a sfinți bucatele. Totodată, sărbătoarea Paștele Blajinilor a fost transferată în luna iunie. Seceta continuă să afecteze suprafețele agricole semănate cu cereale, dar și podgoriile. Potrivit specialiștilor, o astfel de vreme uscată pe teritoriul țării nu s-a înregistrat din anii 40 ai secolului trecut, iar fermierii se plâng că precipitațiile care ar cădea acum nu le vor mai salva roada. Cum din partea autorităților nu au primit niciun leu, niciun sprijin, agricultorilor nu le rămâne decât să calculeze pierderile înregistrate. Vasile Colța se ocupă de agricultură de mai bine de 20 de ani și spune că nu-și amintește de așa secetă cumplită. Fermierul are în gestiune 3 terenuri cu o suprafață de peste 350 de hectare pe care cultivă grâu, floarea soarelui și viță de vie. Pentru că aceste culturi i-au fost compromise din cauza secetei, bărbatul spune că în acest an pierderile vor fi colosale. Dacă de luat și de luat în ansamblu, e făcut calcule pe toate câmpurile. Noi ținem pe 350 de hectare teren. Pietrele sunt lângă 7-8 milioane de lei. La fel de afectate sunt și plantațiile de viță de vie. Iarna, din cauza fluctuațiilor de temperatură, tufele au înghețat, iar acum, din lipsă de vlagă, acestea se usucă, spune fermierul. Și vârghe. Vasile Colța afirmă că seceta i-a compromis toată roada de grâu și jumătate din cea de floarea soarelui. În opinia sa, chiar și promisele ploi nu-i mai pot salva pe agricultori, iar din această cauză, la toamnă se va scumpi pâinea și uleiul. Chiar dacă s-apar ploile astea, care toți specialiștii de agricultură așteaptă că o să fie 4-5 zile, ploile astea nu o să mai dea nimic. Anul ăsta nu va fi roadă, atunci eu cred că brusc vor crește prețuri la pâine, brusc vor crește pe asta prețurile la ulei. Fermierul spune că autoritățile ar trebui să susțină financiar sectorul agricol, cum s-a procedat în alte state. Altfel, mulți agricultori vor fi nevoiți să renunțe la afaceri, a menționat Vasile Colța. Anul este foarte greu, foarte greu. Nu știu ce face, la ce se gândește guvernul nostru. Eu cred că guvernul ar trebui, înțelegi, să
să acopere parțial cheltuielile la toți agenții din agricultură, la toți, atunci vor fi tot, înțelegi, tot pământurile vor fi lăsat toți. Multe firme se lichidează. Și vicepreședintele Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mărzencu, a menționat necesitatea ajutorului din partea statului pentru sectorul agricol. Guvernul trebuie să ia măsuri de găsi mijloace, fie împrumuturi, credite, fie perioade îndelungate la dobânzi mici, pentru a sprijini producătorii. Solicitat de reporterul nostru, consilierul prim-ministrului pe comunicare Vitalie Dragancea a declarat că guvernul va sprijini agricultorii oferindu-le credite și achitându-le primele de asigurare. După ce Parlamentul va rectifica bugetul pentru anul curent, mai bine de 1,1 miliarde de lei vor fi alocate pentru susținerea sectorului agrar. Amintim că Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit codul galben de secetă hidrologică până în data de 8 mai. Milioane de oameni de pe întreaga planetă se află în carantină de mai bine de 3 săptămâni din cauza pandemiei de coronavirus. Pentru cei care își petrec tot timpul în apartamentele de la bloc, balcoanele au devenit platforme de comunicare cu vecinii, dar și locul perfect pentru flash mob-uri. Într-un video devenit viral pe rețelele de socializare, câțiva spanioli din Barcelona, fiind în carantină, interpretează o cunoscută piesă a lui Victor Tsoi. De la începutul pandemiei, flashmoburile au devenit o modalitate de susținere reciprocă a oamenilor. Astfel de acțiuni sunt lansate zilnic și au devenit tot mai populare, inclusiv în rândul vedetelor internaționale. În aceste condiții, probabil cel mai important lucru marcat de pe urma lor este ropotul de aplauze, care reprezintă un gest de mulțumire dedicat medicilor care zi de zi luptă împotriva coronavirusului. Rămâneți cu Televiziunea Centrală, eu sunt Victoria Petraru și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită în continuare, alături de cei dragi. Toate bune! Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau